Astăzi, după amiază, băieții și fetele au primit în plasmă mesaj de la staff că ușile caselor sunt deschise. Eu am văzut acest moment din Casa Băieților și mă gândeam că nu mi-aduc aminte vreun sezon în care să fie anunțat faptul că sunt deschise ușile și concurenții să nu plece imediat în casa cealaltă, acolo unde sunt persoanele pe care le simpatizează sau cu care sunt într-o relație. I-am văzut pe băieți după acest mesaj continuându-și treburile. Alexandru era pe la bucătărie, făcea mâncare sau ceva, plimba o tavă și mesteca acolo în oală. Era și Ștefan pe scaun, a venit de undeva și s-a așezat pe scaun. A apărut și Mihai, tot acolo în bucătărie. Nu știu ce băieți au mers în casa cealaltă dornici să petreacă timp cu fetele, dar nici pe fete nu le-am văzut foarte repede ajungând în casa băieților. Mi s-a părut așa un moment ciudat și cu niște semne de întrebare. E foarte posibil ca în acest sezon să nu fie compatibilitate între foarte mulți dintre concurenți.